3, 2, 1, talk to me. Okay. Talk to me. Bună dimineața, bună ziua, sărut mâna, bună seara în funcție de momentul în care vă uitați, sărut mâinile și bine v-am găsit, sper eu regăsit la SeaStreams, podcastul oficial SeaStreams 2024, stagiunea estivală artelor spectacolului Constanța, în caz că mai e cineva pe pământul ăsta care nu știe. Eu sunt Andrei Bibire, trebuie să-ți spun asta pentru că odată am uitat să spun și un comentariu, m-a întrebat, da, moderatorul cine a fost? Păi, scrie pe grafică. A, scrie și pe grafică, dar probabil că a dat skip sau nu știu, cumva. Da, păi, tocmai ca să se vadă, ții du jumătate de oră și dacă apar eu, pui tot Bibire ca să... Ca să meargă, da. Așa, suntem la ediția numărul 10. Deci cum te cheamă? Andrei Bibire. Acum au reținut toată lumea. Andrei Bibire. Așa. Și toată lumea o să facă gluma asta pe care am auzit-o în ultimii 30 de ani în continuu, curimează cu iubire. Nu, eu am crezut, pe mine m-a dus cu totul la altă parte. Da? Serios? La ce? Bibire. A, Bibiri. La Bibiri. Da, Andrei Bibiri. Am crezut că ești partea masculină a lui Bibiri. Nu, dar am... Cum e masculinul lui Bibiri? Bibire. Și adevărul este că am un singur fetiș. Să știi că nu vreau roluri mari sau chestii din asta. Adică n-am un Hamlet în minte sau o din asta. În schimb, vreau să joc într-un spectacol Andreea Bibiri, Andrei Bibire. Și light design-ul să fie făcut de Alexandru Bibere. Am înțeles. Asta este singurul deci, meu fetiș. Deci va fi un fel de Sergiu Nicolaescu în vreo trei variante, da. Numai că întâmplarea că voi aveți și varianta masculină și feminină, da, alu da. Bibire, Bibiri. Și e excelent Bibere. Așa. Așa. Bun, suntem la ediția 10-a. Vă spuneam data trecută că am sărit de 50 de... Da, haci. Da. Păi suntem de asta, că e de 10. Am chemat un invitat de 10. Nu puteam să scap. Așa. Și iată că am ajuns la... Mă mir cum arăta invitatul de 4. Ediție 4. Nu, toți au fost de 10. Toți au fost de 10. Ăla de 5, hai că ăla nu ta de trecere. Și pentru că am sărit de 50 de milioane de subscriberi pe YouTube, cum vă spuneam în ediția cu Mirela Oprișor. Așa puțin, îmi pare rău. Da, dar uite, nu, că acum asta vreau să spun, contorul s-a dus și acum avem 70 de milioane și facem un giveaway, primul giveaway. La mine de 100 de milioane vorbesc. Păi mai așteaptă puțin, mai avem o ediție, un invitat. Ia, sunt curios ce giveaway dai. Giveaway-ul, sunt două tricouri cu SIS. Atenție, ăsta este tricoul pe care l-a purtat Andrei Bibire la podcastul cu Marius Manole. Atenție. Și a pus măcar mâna Marius Manole ceva. Am dat noroc, nu știu dacă ne-a... Păi ba da, la poză. Trebuia să atingă un pic, atunci ba, da, a... Nu, fii atent la poză, da? Am stat așa. Deci cumva e deci, aici sub braț un pic și de Manole. Da, aici e și de, de Marius Manole. Iar aici este tricoul pe care l-am purtat în podcastul cu doamna Felicia Filip. Și tot așa ne-am îmbrățișat tot, așa undeva pe ăla laterale. E un tricou care cântă. Așa, da, e un tricou. Are glas, are voce. Și care e faza cu concursul ăsta? Scrieți în comentarii care este podcastul cel mai interesant dintre cele 10. Nici o presiune pe Pavel acum să iasă minunat. Stă liniștit. Absolut. E bine că ai întrebat înainte și nu după. Așa că da, scrieți în comentarii aici pe YouTube care e cel mai interesant episod din astea 10. Care vi s-a părut vouă? Da, detaliați un pic. Nu ziceți, păi ăla cu Bartu. A, și care ți se pare cel mai interesant răspuns? Sau și care, mai... da, o să mă gândesc eu și o să dau astea două tricouri. Sau dacă o să fie un răspuns care o să-mi ia mințile, o să le dau pe ambele acelui așa om. Ne mai gândim. Mai vedem, dar până atunci. De ce nu? Să vă spunem poate și... Poate că același om are tot așa, un feminin în familie sau un masculin în familie. Bineînțeles. O să vedem imediat, dar invitatul nostru de astăzi, în caz că nu v-ați prins... Am ajuns și la el. Mi se termină monologul imediat și începe să vorbească și el. Actor la Odeon în București, în filme, seriale, prezentator la Vocea României, la România au talent, producător de film, tată, soț, schior, cântăreț de operă, pe scurt, Pavel Bartoș! Am crezut că vine din om. Doamne, pentru o clipă m-am simțit Horia Brenciu, numai el e prezentat așa. Dacă mai încep să vorbesc și despre mine la persoana a treia, clar. Domnul Pavel Bartoș este încă în viață. Bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Salutăm și 100 de milioane de subscriberi. Nu, momentan sunt 70. 70. Am ajuns la 70, mai avem un pic. Nu, dar mă gândeam că da, ai arătat acum tricouri, giveaway cu tricourile. O să se ducă la cer. În SIS ai venit cu Escu și cu One Man Aproape Show, scenariul și regia aproape Pavel Bartoș. Și vreau să te întreb, ai spus adeseori că este un stand-up autobiografic și vreau să te întreb ceva legat de asta. Ai un stand-upper preferat din România sau din afară? Sau te uiți la stand-up? Da, mă uite, e un fenomen pe care l-am studiat. La începuturi am cochetat și eu cu el, chiar la începuturile stand-up-ul în România, numai că ceva nu mi-a plăcut. Și atunci am renunțat. Nu știu, probabil că nu discipul, că discipul urma să fiu eu. Probabil că de la
mentorul. Nu știu, știi cum e foarte important profesorii, ca în orice profesor. Și nu m-a atras și atunci am lăsat-o așa. Alt profesor, asta nu înseamnă că nu cochetez în continuare, că, adică cu stand-up-ul. Într-o formă de stand-up, oricum fac. Da, dar ai putea să spui că ai un stand-up preferat din... Nu ai, nu? Nu te-ai putea hotărâ să spui Măi, că e unul nu, care... N-am, îmi plac glume, adică pot să zic că sunt un fan al lui, adică am momente când îl savurez pur și simplu pe Micuțu, am momente când îl savurez pe Costel, la fel și pe Bobo, adică sunt momente, știi, băieții de la sector 7, nu știu, dar nu știu dacă mai... Adică fiecare Teo... Mai au împreună, dar rar. Mai Gheba rar. Și... Adică pot să zic că am momente, Pârcălab, uite, Sorin, sunt. Adică sunt foarte buni oamenii. Și știi cum e, în România încă cumva avem, acum pot să zic, sunt poate câțiva care au un show închegat cap-coadă. În restul au poante bune. E ca la mine. Adică la fel mă regăsesc și eu și în stand-up-ul meu. La fel sunt momente bune, momente nebune, momente mai puțin bune. Da. Și apropo de momente mai puțin bune, ai avut o viață delicată pe alocuri, ai avut niște momente dificile, fără să mai intrăm în detalii, că v-ați uitat la 1000 de podcasturi cu și Pavel. Și vorba aia, veniți, dacă vreți să vedeți, veniți la One Man Aproape Show. One Man Aproape Show, vânați-l, dar să mergeți. Râdeți. Așa, să râdeți, să vă întristați un pic când e cazul. În fine, dar vreau să te întreb, cum e să fii cel mai simpatic om din Europa de Sud-Est? Da. Nu întreb asemenea lucruri. Când, primul invitat pe când, care sunt pe punctul de a-l omorâ. Da, când bei lichide. Mamă, cel mai simpatic din Europa de... De Sud-Est, nu? Aici mai jignit. De ce? Dacă spuneai Europa toată, de Sud-Est, adică deja ai făcut, gata. Italienii de ce? Să știi că și la italieni și la spanioli aveam o șansă. Nu, nu știu. Eu mă bucur de ce am, mă bucur cum sunt, îmi place ceea ce fac, asta e cel mai important, să-ți placă ceea ce faci și atunci când mă trezesc dimineața chiar, știi cum e, abia aștept să încep ziua. Bine, când îmi încep dimineața mea, 9, 10, 11, 12, știi? Da. Adică, da, cu drag mă gândesc la ce voi face peste zi. Și asta e foarte important. Și crezi cumva că, nu știu, suferința înnobilează omul? Adică crezi că dacă n-ai fi avut momentele delicate din viața ta, n-ai fi ajuns să fii un tip atât de solar acum? Nu știu, abar n-am. Eu sunt omul care sunt datorită evenimentelor care au fost în viața mea. Știi, adică dacă ai fi avut parte de numai de lapte și miere, crezi că ai fi... Nu ajungi. Dacă ai parte de lapte și miere, cred că nu realizezi un pic ce se întâmplă cu tine și atunci crezi că totul ți se cuvine, crezi că totul va fi într-un AMF. Probabil că cred că oamenii ăștia se plictisesc grozav. Adică și atunci caută noi forme de a fi provocați și nu știu, abar n-am. Eu știu că sunt suma tuturor greșelilor, succesurilor, știi cum e, sunt suma prostiilor, lucrurilor bune pe care le-am făcut, sunt așa cum sunt. Sunt un om care știe să aprecieze binele pentru că a avut parte și de mult rău, poate că a și făcut rău, habar n-am, știi? Adică nu putem face numai bine, dar învăț din asta și încerc să fac bine la rândul meu. Adică cred în chestia asta, faci bine, primești bine. Și acum, pentru că sunt cunoscut ca un campion al tranzițiilor, trebuie să mențin statutul ăsta, trebuie să mențin eticheta asta și să facem tranziția spre schi. Să presupunem că este un tip foarte refractar. Așa. Poate să-ți cească și bătut în cap și zic, bă, nu vreau să schiez din principiu, din frică, dintr-o mie de motive. Convinge-mă să schiez. Nu conving pe nimeni. Nu? Nu sunt responsabil de destinul nimănui. De ce să te iau eu pe pârtie cu mine după aia să fiu responsabil de tine pentru că strămură ție picioarele? Corect. Sau că nu vrei? Am așa un prieten, Răzvan Fodor. Știi, mergem la schi frumos, el stă la preschi, el crede că atunci când te duci la schi, te duci odată și te dai, cum să zic, odată pe pârtie. Și după aia el te așteaptă la preschi. Și eu zic, nu, mă dau până mă satur. Și după aia vin la preschi. Înțelegi? Nu conving, nu sunt responsabil. Păi și totuși cu Fodor? Păi nu, pe Fodor l-am convins să vină la schi, pentru că noi mai facem câte o băiețească. Okay. Și ne adunăm mai mulți băieți și mergem, cum să zic eu, la schi, în România, în afară, pe afară. Dar nu conving pe nimeni. Dacă nu vrei, mai ales la schi, dacă tu nu simți că vrei să faci schi, schiul poate fi periculos dacă îl faci cu teamă. Sau dacă îl faci cum îl mai fac eu. Cum adică? Adică... A, gata, am înțeles. Știi cred cum că toată lumea uiți, înțeles. Uiți că ai o vârstă, uiți că ai niște kilograme, crezi că ești ca la 20 de ani, când te dădeau de pe Harghita,
și te învățau doar plugul și tu te duceai și te opreai în ceva. Nu, sunt un schior destul de tenace, adică îmi place să merg și cu viteză. Acum nu știu, încet încet, după ce am avut operația la genunchi, menisc, ligamente, etc., nu știu. Mai prudent. Dar abia aștept. De-aia am și făcut operația, că vreau să revin pe pârâu. Îmi place mult să schiez. Mult. Îmi place senzația de libertate, grozavă. De fapt, îmi plac toate sporturile care necesită alunecare. Îmi place patinajul, viteză, îmi place hockey-ul, adică tot ce alunecă. Să merg cu bicicleta. Nu-mi place alergat. Habar n-am. Nu știu, n-am fost niciodată. Adică decât să mă pui să alerg ture de teren, mai bine, jur, îți urc muntele. Acolo îmi place să merg. Poftim? Știi, nu prea luneci. Da, dar îmi place, uite, culmea, îmi place să merg pe plan înclinat. Îmi place să urc iară, să fac drumeții. Acum mai nou se zice hiking. De pe vremea noastră era du-te pe munte, știi? Adică îmi place să umblu. Din păcate nu pot să o fac atât de des pe cât mi-aș dori, dar încerc. Și cu schiul când ai început? De mic, presupun? Ai acolo la Miercurea Ciuc, știi cum e? La Miercurea Ciuc, acolo de la 3 ani, cred că acolo fiecare, cred că, nu neapărat care în casă, că să ai schiuri era costa mult. Dar aveai o crosă sau niște patine. Adică acolo fiecare ori patinează, ori schiază. Și te duceai pe Harghita Băi și îți dădeau drumul. Și învățai, te rugai de câte un instructor, cum să zic eu, pentru că dacă făceai, când eram noi la patinaj, cum să te rugai de câte unul, bă, învață-mă și pe mine mai mult decât plugul. De-aia nu pot să zic că am o tehnică remarcabilă la schi, nici acum, pentru că n-am făcut cu instructor. Am învățat așa, din ochi, da, vorba aia, nici măcar nu erau tutoriale pe YouTube pe vremea aia, când nu exista YouTube-ul. Dar am învățat și îmi place. Îmi place senzația, îmi place muntele, îmi place, mă odihnește, îmi face bine, mă liniștește, îmi place. Mult. Am avut o surpriză la Harghita Băi, că este o porțiune unde am făcut un pic de schifond. Da. Eu eram obișnuit cu Poiana Brașov cu astea, da. Și am dat de o porțiune în pădure și vedeam că nu văd nimic. Adică vedeam că văd o linie dreaptă. Și asta am zis, e bine și... să știi traseul, ca să știi câtă viteză să-ți dai și câtă... Da, da. Da, vezi, uite, la noi în Harghita faci mult schifond, adică există mult, adică mergi. Asta a fost surpriza mea, dar a fost una plăcută până la urmă. Am avut un limb așa, primele câteva secunde când am văzut ce urmează să se întâmple, am zis... Da, apoi am zis, stai puțin, că de asta sunt aici. Și la o adică poți să-ți dai jos, îți pui sigurile pe spate și te duci. Da, corect. Da. Sau aștepți pe cineva să te împingă din spate, nu știu. Sau suni la tractări. Corect. Da. Și apropo de Miercurea Ciuc, tot am atins așa cumva tangențial povestea, am văzut în SIS chiar aseară trupa de la Miercurea Ciuc. Da, foarte bun. Foarte nu știam, nu am văzut niciodată. Eu am văzut la Odeon, eu am văzut de multe ori pentru că cumva mă leagă multe de Miercurea Ciuc și de teatru din Miercurea Ciuc și mă duc și la festivalul care este organizat de către teatru din Miercurea Ciuc, un festival senzație, care e organizat de băieții de acolo, de Vladimir Anton și directorul și de Vereș Berții, și în care aduc foarte mulți studenți. Mă bucură că aduc studenți de la facultățile de teatru din România și de afară și o emulație foarte faină. În zilele alea de mai, cât e festivalul la 2 săptămâni, așa o emulație faină. Și atunci văd foarte multe spectacole și am văzut pe ei multe spectacole și sunt foarte, e o trupă foarte bună. Iar cred că ăsta, Scripcarul pe acoperiș, cred că e unul dintre cele mai bune spectacole al lui Ervin. Șimșenson. Da. Șimșenson. Și în sezon. Da, e un exercițiu de dicție și ăsta. Da, da. Da, senzațional spectacol, ca nivel general. Foarte bun, dar foarte buni actori. Da, pregătire foarte bună. Și toți, și cântat și dansat și jucat, nu există niciun aspect care să fie deficitar. Și zice, ei se pregătesc foarte bine, actorii unguri se pregătesc foarte bine în acest sens, adică sunt polivalenți. Eu făcând școala provincie, am făcut la Cluj facultă. Și acolo am avut foarte mulți prieteni de la secția maghiară, de la facultatea, de la secția maghiară. După aia m-am dus la Satul Mare, unde eram foarte bun prieten și am și jucat la Satul Mare cu actorii unguri. Și ce fac și după aia la teatru din Timișoara, iarăși acolo am jucat foarte mult. Chiar am jucat cabaret, am jucat operetă, mult, mult am jucat. Și ce fac ei deosebit? Cu ce au ei sunt mult mai disciplinați, sunt mult mai disciplinați decât noi. Crede-mă, acum știi cum e, oricât ne-am alintat noi românii că suntem talentați, da, suntem talentați, suntem, bă, dacă câteodată ne apucă o lene și suntem atât de puturoși câteodată și credem că ni se cuvine, așteptăm ca ceilalți din jur să facă ceva pentru noi. Nu. Ei de la a doua, a treia repetiție știu textul. Ei vin altfel.
E altă școală, e o altă școală. Eu am învățat foarte mult, de exemplu, de la actorii maghiari, am învățat foarte multă disciplina, să mă disciplinez. Eram foarte împrăștiat. Nu că acum n-aș fi, dar sunt mai puțin împrăștiat. Respect mult mai mult repetiția. Știu că în alea 2-3 ore, 4 de repetiție, trebuie să te concentrezi ca să scoți maximum, dar pentru asta trebuie să vii cumva pregătit pentru repetiție. Adică nu e, hai mă, ce facem astăzi? Deschideți la pagina 30. Nu! Ce facem? Ei știu dinainte. Zice regizorul, mâine repetăm secvențele alea și ce. Ei știu, bine pregătiți pentru alea. Și ai mai zis la un moment dat că, na, cam cu o oră înainte de repetiție, dacă ai de cântat, vii și te încălzești. Da, vin și fac cu corepetitor sau cu coregraful. Atunci când începe la ora 10 repetiția, tu deja ești pregătit. Pentru e cu totul. Deși am urât chestia asta, să vii cu o oră înainte, dar după aia am văzut ce bine se face atunci când începe repetiția. Când deja ești pregătit, ești spirit, încălzit. Ești, da. Intri, nu. Da. E un alt tip de disciplină pe care l-au. Deci nu sunt supra oameni, sunt doar foarte serioși. Sunt foarte... Atâta știi cum e, rezolv tot. Nu chiar tot, dar rezolv în mare parte, știi? Da. Și acum hai să facem un mic exercițiu. Da. Vorbești maghiară... Fizic? Nu e fizic. Putem să stăm pe scaune. Doamne ferește. Deci suntem actori maghiari, să începem să facem chestii serioase și așa. Nu, stăm pe scaune și... Știi cum e? Chiar dacă fac o prostie, o să zic că am făcut dans contemporan. Adică n-are nicio legătură. Așa că hai să facem un exercițiu. Da. Poți să-mi faci și să-mi improvizezi, te rog frumos, o reclamă foarte, foarte scurtă în limba maghiară la ceva ce zice Jolt, nu știu, la un produs pe care ți-l dă el, oricare, nu știu, dar, adică eu nu înțeleg maghiara și eu să ghicesc la ce e reclama asta dintre încercări, să spunem. Așa, după cum sună. Un produs. Dă-ne un produs, vorbiți în maghiară, eu nu știu maghiară. Deci dă-i un produs, oricare produs de pe lumea asta. Pastă de dinți, eșarfe, tricouri, da, vacanțe, eu, orice. Aș putea să zic că... Știi cum e? Eu sunt un tip care, fiind născut la Miercurea Ciuc, toți prietenii mei fiind piștoșoni ferii, eu am învățat foarte bine maghiara, adică să vorbesc. Da. Dar niciodată n-am învățat, nu știu, să scriu ca lumea sau să o cite. De citit e mai ușor, dar de scris este ceva... și știu când m-am dus, eu a trebuit să învăț de multe ori, când eram la teatru maghiar, foarte mult fonetic. Și la un moment dat, și maghiara pe care o știu eu în Harghita, secuiasca, e cu totul diferită față de maghiara literară. Adică, și știu că mi-a intrat, aveam o replică într-un spectacol în Elena Hotodlon, în Irresistibilul, și care nu mi-intra. Și m-am dus la prietenul meu de atunci, Demeter Andra, și am zis, te rog eu frumos, spune-mi cum e asta, că habar n-am. Și acum o știu replica, nu pot să o uit. Băi, deși au trecut 20 de ani. Uite, spune-mi eu și eu o să încerc să să ghicesc ce e. Perfect. Deci replica e așa. Sova la tot lombon. Eliș meriu de necoz urnă coz ulepin. Chedea uile nu mă tăi mutat coz noc. Ideea este că eu țin foarte, foarte mult la tine, dar ce ai făcut tu acum 4 săptămâni, acolo în vârful muntelui, n-a fost deloc în regulă și nu poți să te ierd pentru asta și aș vrea să vorbim ca relația noastră să evolueze. Da, și mai erau cu niște palme. Ce? Undeva. Asta e? Da. Exact asta. Adică... Nu, deci sunt unele rugă pe care nu poți să le uiți. Dar ce înseamnă? N-are rost. Să nu spun. E înjurătură. Nu e înjurătură, nu. E mai, cum să zic eu, e mai persuasivă replica. Dar îți spun, e doar de fan. Adică n-am putut niciodată să uit replica asta. Mi-a intrat cel mai greu, înțelegi? Da, uite, sau când mi-amintesc că era Victor Ioan Frunză, cu el am jucat primul spectacol în limba maghiară. Și la un moment dat mi-a zis că vreau să joci la mine, venisem după gala tânărului actor de la Costinești, pe care o câștigasem și Frunză era foarte entuziasm, monta la Timișoara, unde eram eu la Teatrul Național, ce vreau să joci la mine în spectacolul Lorenzaccio de la Timișoara, de la Teatrul Maghiar. Și am zis, băi, Victor, eu nu știu să scriu, să citi. Adică, taci când vezi ce rol, ăia repetau de 9 luni de zile. Și a zis, dar ce rol îmi dai, las că inventez. Și știu că a început repetiția acolo și eu eram așa și intra câte un actor, nu știu cum, și dacă nu era în ziua lui, bun, zici prost replica, eu dai lui Bartoș, par, nu știu ce, intra încă câte unul, dar prost, eu dai și asta lui Bartoș. Bă, la un moment dat era un fel de bau, adică mi se făcuse așa un căcălău, pardon. Un draft de replici de la alții și până la urmă a făcut un personaj, dar îți dai seama ce m-au urât actorii de acolo, adică ziceau, fai, dar după aia știi cum intrau în scenă, erau spirit toți, ca să nu li se mai ia replica. Să nu-i scape nimic? Da, au fost niște experiențe deosebite, dar cel mai mult mi-a plăcut, ți-am spus, când am jucat în Teatrul Maghiar, mi-a plăcut faptul că am putut face mult cabaret, multă operetă, se cânți cu orchestră live, este senzație. Adică orchestra aia să vină cu tine, să oprești când vrei tu, este minunat. Presupun că ai lucrat și cu țarii, Tibor? Da,
mult. Era în perioada lui de început, Țari. Mm. Era chiar, era, atunci era învățăcelul mentorului care, cu care noi făceam, cum să zic eu, cu repetițiile. Da, da. De pe atunci era tare bun, Țari. Întreb pentru că a fost și el aici la podcast, da, și povestea despre asta cu Timișoara, da, despre perioada de început, da, cu Victor, da, Ioan Frunze, da, și m-am gândit, am făcut legătura. Și a făcut el, acolo și-a făcut mâna. Mm. Era foarte multă, ce era mișto acolo și la Frunze și la teatru maghiar din Timișoara, era că îți dădeau foarte multă libertate de creație. Mm. Și dacă erai bun, te duce într-o zonă în care te surprindeai și pe tine. Mm. Asta am apreciat mult. Și bine, mie mi-a făcut foarte bine Timișoara, toată Timișoara, pentru că Timișoara e ceva aparte. E o instituție, într-o instituție ai patru instituții de cultură. Da, e opera, ai Teatrul Național, e opera, unde am jucat și la operă, ai Teatru German, numai la Teatru German am apucat să joc. Atât, dar în rest le-am bifat toate instituțiile. Și era foarte ușor, că doar urcai niște scări. Adică puteai să ai două spectacole în același timp, mm-hmm, numai să nu se suprapună scenele. Ai fost vreodată în situația asta? Nu, am avut în aceeași zi, dar nu de la aceeași oră. Și atunci cumva am terminat aici, m-am dus la operă pentru că aveam doar în ultimul act. Am deci înțeles. Am avut așa. Am avut la Teatru Maghiar, am terminat spectacolul și după aia s-a terminat, știu că la 9 fără ceva și știu că pe la 9:30 intram în ultimul act în Liliacu, la opera din Timișoara. Am înțeles. Și cât ai fost în Timișoara, ieșai des din țară? Se întâmpla să ieși? Da, mult. Adică pentru că erai mai aproape cumva? Da, sau? Fără să vrei, la început și când era în satul mare, cumpărăturile ți le făceai în Ungaria. Era mult mai ieftin decât. Serios? Pe bune și erau produse mult mai bune. Cel puțin nu așa ni se păreau. Ok. Și cât făceai până la supermarket? Dacă aveai un prieten cu mașina, făceai 40.000, 50.000. Mai mult îți lua trecerea vămii, pentru că încă nu era atât de liberă trecerea. Ok. Da, era foarte... și ne plăcea. Și ieșeam destul de des, dar, de exemplu, a fost mișto, am ieșit foarte mult și în turnee, atât cu Teatrul Național din Timișoara, cât și cu Teatrul Maia. Am fost la foarte multe festivaluri în Ungaria, am fost, culmea, cu Teatrul din Timișoara, cu cabaretul, am colindat toată Suedia. E o comunitate, era o comunitate, sau există o comunitate foarte importantă de maghiari în Suedia. De la Göteborg, Stockholm, Malmö, doamne. Și era prima oară când am văzut că între orașe, la un moment dat ajucam la Malmö, mâine la Göteborg. Și erau între ele, erau 340 de kilometri. Și zic, bă, voi sunteți nebuni, cum să ajungem? Și au zis, bine, cu mașina. Fac eu, da, 300, adică noi trebuie să ne pregătim și de spectacol. Păi da, faceți doar 3 ore. Dacă plecați dimineața la 10 sau la 9, la 12, cum? Atunci am aflat ce înseamnă să ai autostrăzi. Hmm. Și a fost bine, nu? Ați ajuns la timp, ați repetat, liniștit, fără nicio problemă. Am avut și timp de șprițuri și... Nu, a fost... Tocmai că a fost bine, bine de tot. Mm. Și apropo de vestul Europei, ai fost în Germania vara asta, zic bine? În Germania? Da, am fost, da, la Euro. Cum a fost? Povestește-ne puțin cum a fost să fii pe stadion. Zine pe meciuri, zine pe cum vrei tu. A fost foarte tare. De ce? Pentru că eu am prins un meci cum îl prins odată, nu știu, la 20-30 de ani. Ucraina. România-Ucraina. Mamă, și am fost pe stadion și era foarte mișto senzația că... Păi erau foarte mulți români. Mm. Și era parcă noi jucam acasă. Mm. Deci se auzeau, se vedea doar galben. Bine, și ucrainii săraci erau tot cu galben și adică se confundă, dar erau atât de puțini. Și cum să zic eu, îți dădea așa un sentiment minunat și se comportau senzațional, cântau foarte, foarte, deci senzația a fost extraordinară. Chiar vorbeam cu jucătorii, cu Ianis Hagi, cu Nicușor Stanciu, Stancu și Stanciu, pardon, că l-am și bote, îți dau mielul. Stanciu! Așa, Stan, gol, Stanciu. Ei s-au simțit extraordinar că aveau asemenea suporte. Și a fost la primul meci, bine, primele 10 minute au fost un pic mai încordate, dar după ce a ieșit prima execuție a lui Nicușor, senzația a fost. Deci a fost un meci senzație. Și acum îmi pare rău, după aia am fost și la meciul cu Olanda și acum îmi pare rău că au fost primele 30 de minute în care am dominat pe olandezi. Cred că 20. Eu așa țin minte, a? Zic 20-25 de minute, i-am dominat și îmi pare rău că atunci nu ne-a ieșit ceva. Da. Iar arbitru a fost în ziua în care a ținut cu, cum să zic eu, și el era îmbrăcat în portocaliu, a ținut cu portocala mecanică. Na, nu știu, Dumnezeu m-a fost român. Eu mă bucur oricum pentru jucători că au ieșit din grupe. Mm. Astea le-a dat încredere. Asta... Eu sper că ne vom califica fără nicio problemă la mondiale. Mm. De acum știi cum e, cum era la generația de aur. Hai să vedem ce facem acolo. Da. Că de fapt aici e. Și mă bucur pentru ei că au obținut niște rezultate bune și că s-au calificat.
Și știu că am avut și o experiență extraordinară înainte de meciul cu Olanda. Federația Română de Fotbal m-a invitat pentru că suporterii olandezi și români au fost declarați cei mai frumoși suporteri din cadrul campionatului. Okay. Și atunci au zis, hai să fac o întâlnire între aceștia. Și era într-un spațiu pe Olympia Park în München și cumva nimeni nu se aștepta că vor veni atâția. Și din partea română, eu am prezentat evenimentul, a fost Loredan, a fost Marius Moga, Gesun și din partea olandeză un mare star, adică vreo 3-4 staruri de ale lor. Da. Și era foarte delicat, pentru că e foarte ușor suporterii să se încaiere, foarte ușor. Și noi a trebuit cumva să ținem o mână. Chiar am avut niște emoții. Dar m-am înțeles atât de bine cu Yuki, cu ăsta partenerul meu olandez. Și din prima clipă am intrat împreună, am gestionat împreună. Foarte tare a fost. Și a fost o senzație în care am văzut 20 și ceva de mii de oameni. Jumătate români, jumătate olandezi, bă, care cântau împreună. Să vezi cum făceau pe zigzag, zigalagă al lui Loredana. N-aveau nicio treabă. Deci, bine, și după aia au făcut aia lor celebră, aia cu mișcarea aia. Uite, mi se face părul... Am văzut niște imagini, dar presupun că tu ai văzut asta, adică a acolo, fost altceva, terminat, cu totul altceva. Eram terminat și să stai, a fost și în mijlocul lor. Adică a fost, iar pe stadion când au început să facă, iarăși. Dar și ai noștri au fost senzație, minune. Bravo, bravo suporterilor români. Am fost atât de mândru de ei. Chiar acum începe o campanie asta cu Nations League, cred. Este meci, primul meci cu Kosovo. Da, mă bucur tare mult că a venit Lucescu la Națională, pentru că e un tip care are experiență. Îți dai seama, a avut rezultate la unele dintre cele mai importante cluburi din Europa și acum cred că e în postura în care se poate gestiona aceste caractere personalități. Adică e un antrenor bun și necesar echipei naționale. Da, chiar cred, adică am mare încredere, mare încredere. Da, o să vedem imediat. Da, să vedem. A apărut zilele trecute un articol în care, nu mai știu exact să spun, dar era ceva de genul că Pavel Bartoș dezlănțuit la nostalgia. Cam așa ceva. Și era o poză cu tine la o petrecere, pur și simplu. Deci nu făceai nimic spectaculos, doar erai la petrecere. Vezi, dacă nu citesc, presa importantă. Da. Citeam scenarii. Și era asta, Pavel Bartoș dezlănțuit. Și eu eram... Și erai tu care dansai. Da. Atât. A fost la nostalgia când am fost cu Escu. Împreună cu colegii de la Teatrul Stella Popescu și de la Teatrul Național Satiric cu Sion Luca Caragiale din Chișinău, cei care au venit, eram înainte, știu că am fost la repetiție sau la mamă, și după aceea ne-a invitat, Gache Costin, cel care face nostalgia, a zis, bă, dar nu veniți la nostalgia, că dacă tot aveți a doua zi. Și a zis, bă, hai să mergem. Mai ales că ne-a dat și locuri frumoase, vorba aia, știi? Dar ne-am dus pentru atmosferă, pentru că mie îmi place nostalgia, adică mă regăsesc cumva în toată muzica care este acolo. Și ne-am dus. Da, și au fost vreo două-trei ore minunate. Minunate a fost. Cum îmi place să mă duc și la Antold, savurez, pentru că e atmosferă. Noi ne ducem acolo, știi cum e, pentru atmosferă și după aia e foarte important să ai și niște prieteni. Pentru că e foarte important, prieteni. Că dacă te duci singur și e ca la, știi cum e... Ca la orice și e rău. Ca la orice singur. E bine să fie, știi cum e... Încă o persoană măcar care să corespundă la moarea ta. Așa. Deci cam așa e. Da, dezlănțuit. Da, îmi place să dansez. Adică și când mă duc la o nuntă și când mă duc la un botez, dansez. Da. Vai. Te bagi, nu stai pe margine. Nu, n-am. Sunt. Mă simt bine bine dansând. De la adică, început sau trebuie să stai un pic, să mai nu, vorbești? Nu, nu mă duc din prima și mă urc, dau mirii deoparte și zic, nu, stați că nu. Nu, când simt nevoia, bine, de obicei când mă duc la petreceri în pro sau ăla, o am pe Andreea Esca, care imediat vine o mână și mă ia și hai, dansăm acum. Adică dansăm foarte mult. Dar dansez și soția, dansează mult și, adică, îmi place să mă... Uite, dansul e un sport pe care l-aș face cu plăcere. N-ai făcut dansuri? Nu. Ai făcut hockey, știu? Da, dar n-am făcut dansuri. Aha. Dar mi-a plăcut să dansez. Dar ce dansuri ți-ar plăcea să faci? Măi, ideea este că îmi plac dansurile, iubesc dansurile latino, nu mă băga pe dans contemporan, că, mă rog, o să vezi un bursuc sau un urs panda care se dă de rostogolul și atunci o să spun că e dans contemporan. Nu, îmi plac dansurile latino, îmi place tangoul mult, îmi place tangoul, dar îmi place. Deci pe dans sportiv ai fi mai degrabă cumva. Da, pe felia asta era luată de Mihai Petre și am zis, hai să... Na, el mergea pe profesiune, este eu pe amator. Așa. Am înțeles. Și ai vreo piesă sau poți să-mi dai câteva piese care te rup la inimă, de la nostalgia, zic așa, cumva, din arealul ăsta? Știi care e toată faza? Băi, sunt niște piese pe care în vremea aia, când au ieșit, le uram. Da?
sunt. Adică nu poți să zici că iubeai tot de când apăreau, știi? De la... Erau, și acum mai amintesc niște Alin, piesele de la Andre, vreo câteva. Bă, da, acum când le auzi, ești... Ha, știi, pac! Sau și alea de la Ace of Base. Nu le iubeai pe toate. Mă, acum când le auzi. Sau alea, știi cum, italienești. Uite acum ce formă, ce au reapărut astea italienești și ce amploare a luat. Cum, de exemplu, muzica românească din anii 70, 80, 90, acum este regândită de ăștia tineri. Foarte multe remixuri. Da. Așa e. Înțelegi? Reeditări. Și de ce? Pentru că era o muzică bună. Muzică bună. Și care, dacă e remixată pe vorba aia, pe orchestrații moderne, uite, iese ceva foarte bun. Dar mă simt bine și îmi place. Și știi, îți mai aduce aminte, bă, pe muzica asta ce tâmpit eram, am pierdut trenul la Beclean. Știi? Când mă duceam spre Cluj. Adică pe muzica aia, uite, asta am auzit-o în gară la nu știu ce. Asta e de la nu știu ce, ce ai dansant. Adică ai amintiri față de multe, știi? Acum ai zis de Beclean și mi-am amintit că Aflin ieri la repetiții ne-a povestit cum că la anunțile maghiarilor, iată, revenim la subiect, sunt niște strigături. El e din niște... Beclean, da. Păi da, de asta mi-am conexiunea asta, că sunt niște strigături, niște strigăte, niște... Și la Ardelenghe, crede-mă, și Banat și peste tot, sunt niște strigături, țipuituri, știi? Adică sunt o grămadă, știi? Da. Pentru cine nu știe, eu știu, am auzit, dar zi pentru cine nu știe despre ce e vorba. Mamă, deci nu, pe mine cel mai mult mă distrează, cred că este într-o zonă undeva, Hunedoara, Adevei. Ăsta sunt niște strigături, dar nu că sunt vornicul satului care vine, băi, și aproape o face pe Mireș și pe ăsta, îi face curvare. Că te-a luat, nu știu, și acum te-a venit ăsta și te-a luat și ăsta, te face cinstită. Și Mireasa asta așa. Știi, adică e poate, bă, dar vornicul ăla o face pe aia, știi? Dar așa e, înțelegi? Adică și eu știu, ama, dar nu știu câte pot fi date pe ăsta. Cine o dat cu pietre bună, să-i lingă lui bunul, știi? Ăsta, oasele, da. Și cine o dat cu pietre bunul, să-i lingă lui bună curul. Adică sunt o grămadă dintre astea, știi? Am înțeles. Da, hai, Mândruță, în bălării să facem și noi copii. Adică sunt o grămadă de... Dar nu se supără nimeni, nu zice nimeni alo, alo cu astea. E tradiție. Bă, e tradiție. Și acolo parcă, știi cum e, e caudatul. E caudatul în Ardeal. Știi că după în a doua zi de Paște, în Ardeal, mergi la lociolit, la stropit. Așa, nu, dar nu știu. Fata care nu e stropită înseamnă că ori nu o să fie iubită, ori nu o să fie... Și atunci toate așteaptă să fie stropite. Aha. Și... sunt tot felul de poezii. Bine, cea mai clasică e, eu sunt fiu de grădinar și florile le stropesc. Am auzit că o floare vrea să se ofilească. Am voie să o stropesc. Înțelegi? Dar asta e clasică. Okay. Că mai sunt unele, domnule, eu vreau și apropo de stropit. Aha. Adică, iarăși, aici treci printr-un întreg folclor. E un întreg folclor. A, deci și tu știi. Nu ți-e deloc străin. În București era, închiși chiar te slegă în vodiu. Vira cu cât loce o gătăm. Asta lu-tă mă, deci chiși vira gălă corher vodi. Mexobă de loce ovni. Na. Adică abia așteptai, știi? Sau cum, de exemplu, mergeam de Crăciun, luam și prietenii maghiari și cei români și mergeam la colindat. Mamă, deci noi la miercuri Crăciun mergeam la colindat, la profesori. Era extraordinar. Uite, da. Dar sunt tradiții și tradiții, na. Nu știu dacă se mai merge azi la colindat. Acum, mă, cred că... din ce am înțeles, în Ciuc, cel puțin ăștia mai sunt unii care mai merg, cel puțin din colegiul unde am făcut eu la Octavian Goga. Okay. Acum nu știu dacă ăștia de la Marton Aron se duc, dar ăștia de la Octavian Goga încă se duc, adică se organizează și se duc la profesori. Da, foarte bine, da. Bravo. Care-i băutura așa, ta? Așa, pentru noi era foarte interesant să vezi cum e la profesor în casă, ia. Hai, da, bineînțeles. Ia să vedem, știi? Adică ce secrete are profesorul, știi? Adică și era în același timp te gândeai și un pic să nu te faci chiar pământ de flori ca să nu aibă ce să-ți comenteze la școală după, să spună când ai venit atunci la mine. Da, dacă l-ai la ultimul profesor după atâtea lichior de ouă și era, și alte ăsta, erai... Da, erai. Era foarte dificil de gestionat, într-adevăr. Da. Că mergeai, dacă mergeai la 4-5... Eram în grup. Și când ieșeai afară, efectiv te trezeai. Da, pentru că la minus 20 ceva de grade, erai așa, știi? Ori înghețai așa, ori... Care e băutura ta preferată, iată, în siajul subiectului cu colindul? Măi, care e băutura mea preferată? Da, laptele. Laptele. Nu, băutura alcoolică, zic băutura, așa. Băutura alcoolică. Care e cea mai rafinată sau cea mai, știu eu, fină sau cea mai... Măi, cea... mi-a plăcut mult. Cum să zic eu, mi-a plăcut, a fost o băutură cumva, dar nu a copilăriei, că nu pot să zic a copilăriei, că eu mâncam doar vișinele din vișinată. Okay. Știi, și atunci cumva era doar senzația, era fructul interzis și luai vișinele din vișinat, din borcanul de vișinată, știi, că erau așa, înainte nu era în sticlă, era cu tot cu vișine. Și tu luai doar vișine și la un moment dat nu știai de ce te simți bine. În rest, multă vreme mi-a plăcut berea, îmi plăcea berea de la draft.
Dar acum o las un pic mai moale, adică și am prieteni, știi cum e, băutura e și în funcție de cercul de prieteni pe care îl ai și ce preferă. Noi, eu am un cerc de prieteni, cred că-s campion mondial în șpriț. Aha, ok. Înțelegi? Adică, da. Și atunci mergem pe... E și mai moale, e și mai lă, e și de lungă de durată. De vorbe, că dacă mergi pe tărie sau aia, te duci odată. Mai ales la pălincă, vorbești și odată, ești... Zici că ți-a dat doroftei una. Am înțeles. Și am o întrebare stranie, dar ciudată, cum ar spune domnul nostru Răzvan Exarhu. Așa. Există ceva ce te indispune sau întristează? Am vorbit ieri cu el, da. Da? Da, așa. Ce mai face? S-a întors din vacanță? A slăbit mult. E într-o fază a vieții. Deci grasa din el a plecat. Da, nu, da, e o fază în care a realizat că vârsta, kilogramele nu sunt atât de bune. Da, așa. Da. Nu că vârsta n-ai ce face, e aia, dacă kilogramele în plus nu sunt atât de bune. Dar da, asta așa. Ce te indispune sau întristează așa? Ce știi, ce ți amărăște inimioara? Măi, de obicei, știi ceva? Cum e, de când mi s-au născut copii, am devenit foarte sensibil la tot ce înseamnă teme legate de copii. Okay. Nu-mi place să văd copii care suferă. Nu cred că niciun copil în lumea asta nu merită să sufere. S-a născut tocmai ca să fie fericit. Nu e, adică știi cum e? Un adult, e datorită acțiunilor pe care le face sau deciziilor pe care le ia, da, va suferi sau nu va suferi. Dar e, cum să zic eu, respons. Adică ține de ce a făcut sau ce va face. Da. Dar un copil nu. Și atunci orice chestie legată de copii, suferința copiilor, nedreptatea față ei, nu că mă indispune, mă revoltă, da. Am înțeles. Adică nu-mi place să văd copii în război, copii care... Nu-mi place. Da. Mă întristează și chiar empatizez enorm. Adică de când mi s-au născut, pot să zic că da, sunt un bărbat care plânge mult mai des. Mai ales când e vorba de aceste lucruri. Am înțeles. E adevărat. Știi? Că, bine, la scară mai mică, da. Nu e chiar așa cum... Nu mă refer chiar la chestiile pe care le-ai enumerat tu adineauri, dar cumva când văd în magazin, mai văd uneori părinți care își ceartă copiii, dar îi ceartă așa, cumva parcă îi abuzează un pic, adică... Pentru că doar copilul doar aleargă printre rafturi sau se bucură de o chestie, vede și zice, a, nu știu ce. Și părintele imediat zice, stai acum, nu știu ce. Păi da, știi că asta e problema. Nu, problema asta nu trebuie rezolvată în magazin. Problema asta rezolvată acasă. Și copilul ți-l înveți acasă cum să se comporte în societate. Normal că atunci copilul, dacă tu îl ții din scurt când iese în societate, e pe pereți. Nu, ține foarte mult iarăși de educație, de aici nu mă băgăm pentru că niciodată n-am, nu cred că sunt un, cum să zic eu, în astea de parenting, adică noi avem școli de parenting, noi avem, nu, cred că principala condiție a unui părinte este să-și iubească copilul. Și să fie lângă el atunci când are nevoie. Asta e. După aia să încerce să fie tatăl cel mai bun și în cazul meu și atâta tot. Dar nu e pentru că, știi cum e, acum gândește, noi toți copiii ne dorim. Noi nu avem noțiunea de n-ai voie aia, adică știi cum, tu-ți dorești. Da. Și ca orice, și când ești adult, uite-te, tu-ți încerci aproapele. Tu-l încerci, vezi până unde merge. Și mergi până acolo unde îți permite. Despre ce vorbim? Apropo de asta, chiar fetițele tale sunt cel mai frumos cadou pe care le-ai primit vreodată, dacă e să zicem. Mă, știi cum e asta, cel mai frumos cadou? E cel mai frumos cadou, s-a întâmplat vreodată sau nu știu cum să. Da, pot să zic, pentru că în clipa în care ți se naște un copil, cumva te rup de tine. Pentru că până atunci te iubeai doar pe tine, adică tu ești în prim plan, tu contești cel mai mult, totul e în funcție, nu. Acum totul e în funcție de copii. Cumva te rup de tine și nu neapărat că te concentrezi pe ei. Dar cumva viața are sens. Ai pentru ce lupta, ai pentru ce munci. Știi, te echilibrează foarte mult. Te ține cu picioarele pe pământ. Chiar la un moment dat mă gândeam, Doamne, ce mă bucur într-un fel că toate astea marile, hai să zicem, ale mele proiecte sau popularitatea care mi-a venit, mi-a venit într-un moment în care aveam familie, știi, cumva m-a ținut cu picioarele pe pământ. Că probabil că dacă eram un burlac, o luai razna, știi? Că, da, m-a ținut. Pentru că, și nu mi-a venit la 20 de ani acest succes. Adică mi-a venit înspre 30 încolo. Și atunci cumva deja eram mai matur, profesional, uman, altfel ei. Iar copiii m-au ținut și mă țin și îmi dau putere. Oricând, adică, știi cum e, oricât de greu mi-ar fi, mă gândesc, stai un pic. Eu sunt aici. Ai un act de siguranță cumva, nu? Da, copilul meu are nevoie de mine. Și atunci eu trebuie să fac în așa fel încât eu să fiu, eu să exist, eu să fac bine. Să fac mie bine, că e foarte important. Știi că eu sunt pe principiul ăla, știi că unii merg pe ideea că lasă-mă, măcar copiii mei să trăiască bine. Nu. Și eu vreau să trăiesc bine, pentru că dacă trăiesc bine, copilul meu va trăi și mai bine. Da. Cred.
Siguranță, da, da, da. Și atunci îmi cred, și în mare ce am învățat, sunt un om care își trăiește cumva viața și vreau să-mi creez amintiri, vreau să merg în cât mai multe locuri cu copii, acum, mm-hmm, când sunt mici, când mai mari, pentru că după aia fiecare se duce la casa lui și nu-i mai ai. Vreau să-mi creez cât mai multe amintiri cu copii, mm-hmm, să vadă cum e viața, din asta învață și foarte multe. Mm-hmm. Chiar, da. Care sunt locurile în care n-ai fost până acum și în care ai vrea să călătorești? Am. Japonia, okay. Vreau Islanda, okay. Și vreau un an în Peru. Mm-hmm. Adică îmi doresc, cumva cred că îmi doresc niște experiențe dintre astea spirituale. Mm-hmm. Vreau să am niște revelații. Nu știu dacă neapărat revelații, dar vreau să... Adică nu mă duc în vacanțe cu copii, alegem resorturi sau hoteluri. Din ce în ce mai puține resorturi, că nu-mi place la grămadă. Adică aleg, îmi plac hotelurile boutique sau, mă rog, pensiuni. Îmi place mult mai mult vacanța la modul ăsta. Dar vreau, știi cum e, vreau să mă duc să cunosc oamenii de acolo, să nu te duci doar pe unde, aici e pentru turism, aici te mir la nu știu ce, aici te, nu. Vreau, știi cum, să am de-a face cu oamenii locului. Mm-hmm. Și cred că de acolo experiențele și culturale și umane sunt mult mai bogate. Ți-ar când ai de-a face, stai. Da, adică... mi-ar place să stau, să le cunosc, să stai în condițiile lor, să, știi, adică, dar asta cred că nu pot să o fac decât singur, pentru că știi cum e, familia ta are nevoie de un confort. Da. Și nu știu dacă te poți duce cu familia în astfel de locuri. M-aș duce în Amazon iarăși, adică sunt locuri în care Alaska. Mm-hmm. Vreau. Și din astea în care ai fost până acum, care au fost, nu știu, cele mai marcante locuri, cele mai, astea care ți-au plăcut cel mai mult, care te-au gâdilat la suflet cel mai mult? Măi, îmi place foarte mult mi-e place foarte mult Spania. Mm-hmm. Zona de sud a Spaniei, de fapt toată Spania, îmi place Madridul mai mult decât Barcelona. Îmi plac oamenii de acolo. Îmi place foarte mult Portugalia. Lisboa, îi spun ei. Da. Lisabona. E un oraș, chiar dacă nu e cel mai frumos oraș de pe pământ, are... Eu așa am auzit. Că măi, are ceva orașul ăla. Ăla respiră bine, respiră frumos, oameni faini, mănânci bine oriunde, cum să zic eu, oamenii sunt români. Încă acolo sunt atât de... Nu știu, încă au rămas cumva puri. Adică au rămas așa deschiși. Și îmi place foarte mult Lisabona, îmi place foarte mult Portugalia. Porto? Ai fost cumva? În Porto nu, n-am fost. Am auzit că tot așa, da, e un oraș fenomenal, nu, ca este, energie. Îmi place Portugalia, că în Portugalia chiar vreau să mă duc mai mult să... să adică, de fapt, acum eu mâncau niște provocări. Okay. Vreau să fac windsurfing, adică... Vreau, da, bine, vreau să mă tot duc cu alunecare, să... într-adevăr, da, windsurfing. Vreau întâi să mă învăț cu, pentru că ăla e foarte periculos. Dacă nu știi să, dacă nu faci cu instructor. Și acolo e un loc foarte bun, în Portugalia. E, nu știu, adică îmi doresc provocări de genul ăsta. Să mă duc, să... Na. Am înțeles. Știi cum e. Dar dacă ar fi să poți să alegi un loc unde să poți să mergi cu familia, știi? Adică tot cu familie. Copiii, să, fetele să învețe la școală acolo, să-și facă viața acolo. Unde ar fi? Unde te-ai muta? Măi, îmi place, uite... Să presupunem că se vorbește român acolo, știi, da, că poți să joci în continuare, nu, să... Nu, ideea este că, nu, fii atent, copiii noștri sunt destul de poligloți. Mm. Adică față de mine, ei știu foarte bine engleză, dar cu accent, adică n-ar avea o problemă oriunde. Am fost acum în America, ne-am întors din America, chiar s-au descurcat de minune. Adică... Și, da, și America, dar America îmi place, uite, acum când mă duc în vacanțe, nu știu dacă mi-ar place să stau acolo. Că acum s-a mai schimbat și America. E un mediu straniu, da, acolo. Da, e un mediu straniu și nu știu dacă mi-e favorabil mie acum, știi? Și mă simt bine în România. Bine, eu de fapt nu m-aș muta din România, pentru că ce mi-a dat țara asta și cum mă simt în țara asta, nu pot să mă simt nicăieri. Normal că vreau să mă bucur de ce-mi dă țara asta, să mă bucur, știi? Să mă bucur și să explorez și să văd locuri și... Da, mă reîntorc de fiecare dată cu drag și cu nerăbdare. Am înțeles. Îmi place. Și pentru că sunt campionul tranzițiilor, așa cum am stabilit deja și cum se știe de 10 episoade, vreau să te întreb cum stăm cu Ramon 2. Iese de Crăciun? Iese. Suntem acum în faza definitivăm... Postproducția. Postproducția. Până la postproducție trebuie preproducție. După aia trebuie să filmezi postproducția, e după, când se face colorizarea, când se face montajul. Nu l-am filmat. Eu credeam, nu știu ce aveam senzația. Va fi film de Crăciun și îl filmăm la Oradea.
Uite că oamenii de acolo, de la Oradea, au vrut să filmăm acolo, pentru că i-au zis așa, dacă va arăta Oradea cum a arătat București un primul Ramon, ei sunt fericiți. Și atunci cumva ne-am și asociat cu valorile Oradei, cu tot ce implică Oradea și filmăm acolo, la Târgu de Crăciun, și filmăm decembrie, ianuarie, februarie. E împărțit pe zile. Și va fi filmul de Crăciun. Filmul filmat de Crăciun, dar data abia în februarie. Va fi și film de Crăciun. Da, da, la următorul Crăciun, în 2025. La următorul, da, va fi în noiembrie, anul viitor se va lansa. Da, până atunci e de muncă. Începem preproducția undeva, acum la final de septembrie. Faptul că fiind film independent, trebuie să faci rost de finanțări, pentru că nu vin de la CNC. Și aprobări, să filmezi în fel de fel de locuri. Adică... Da, dar cel mai greu e să faci, fiind film independent, e să faci rost de finanțări. Da, e greu. Norocul nostru că după Ramon 1, sponsorii care au fost în Ramon 1 au venit cu mare drag și în Ramon 2, pentru că s-au regăsit și au zis, s-au simțit minunat cu noi și atunci mi-e mai ușor. Dar mai am încă un film, mai am un film, o comedie polițistă pe care trebuia să o filmăm acum, dar tot așa din cauza faptului că știi cum e, am învățat o chestie, filmez atunci când ai aproape toate datele. Ok. Că nu poți să te arunci într-o filmare și să... Pentru că e un buget mare de tot. Și sunt în parteneriat cu Smiley, cu Cristian Hordilă și o să fie un film, o comedie polițistă, pe care o să o filmăm în iulie, august, anul viitor. Adică avem. Avem. Sunt multe provocări. Acum încep, numai că acum încep și eu un spectacol cu Silviu Purcărete la Odeon. Te-ai mai întâlnit cu el sau e prima întâlnire? Nu, e prima dată, tocmai de aia îmi doresc atât de mult. Adică mă bucură atât de mult întâlnirea. Și că povesteai cu Dabija, te-ai întâlnit de nenumărate ori și te-a format și te-a ajutat și te-a încântat. Dabija este cumva întâlnirea profesională a vieții mele. Cea mai importantă, da, ai spune. Da, pentru că de când a venit la Odeon n-am ratat un spectacol de-a lui și am avut marele privilegiu să joc cel puțin 7-8 roluri principale la el. Adică de la Soldatul Șveic până la ultimul Orlov în Fugarii. Știi cum e? Îți face bine. Da. Deci îți face bine să, da, îți face bine ca un astfel de regizor să te alinte în ghilimele la modul ăsta și să creadă în tine. Plus că Sandu e un om care tot timpul a găsit ceva nou în mine și m-a atras altceva din mine. Da, adică nu s-a plăcut un rol, nu, același rol care tot timpul mi-a zis tu poți să ai. Zic, bă, Sandu, nu, măi, ascultă-mă. Când ai crezut că nu? Când a fost momentul în care ai crezut, bă, ăsta nu poți să bag? Ăsta nu e ca mine? Niciodată, nu. Nu? Niciodată n-am crezut că... Nu, dar nu să spui, știi, în forul tău interior cumva să te gândești... Nu, ideea e că aveam o chestie, aveam o încredere atât de mare în regizor, încât am zis, bă, undeva mă duce. Eu trebuie să fac ce-mi cere. Și într-adevăr, pentru că Sandu are o chestie între asta, Sandu Dabija, vede undeva deja, nu neapărat finalul, dar el știe rezultatul, unde vrea să ajungă. Dar te lasă pe tine în procesul ăla. Adică nu te, știi, te lasă când te ghidează, te duce iarăși acceptă de la tine, iarăși te duce și când vede că nu poți sau ești într-o dilemă, atunci vine cu mai mult sau cu tot ce ai nevoie. Și de fapt, el câteodată așa simplu rezolvă unele situații încât zici: "Bă, nu se poate să fie atât de două dracului. Bă, chiar așa simplu. Băi, așa simplu." Dă-ne un exemplu. Zi-mi odată când a făcut ceva de părea banal, dar era Nu știu acum, știi că știi cum e? La un moment dat, măi, am avut o chestie dintre asta în care, știi cum e? Te bate, arunci într-un personaj și zici, mamă, trebuie să fie, cum să zic eu, ăsta, nu știu cum. Adică îți închipui tu mai mult de cum să zic eu, despre personaj decât e cazul. Okay. Și la un moment dat eram așa și Sandu zice, bă, dar ce? Și zice, Pavel, ascultă ce spune lumea despre tine, despre personajul tău. Și mi-a zis, în repetiția asta, vreau să stai și să-i asculți pe cei din jurul tău ce spun despre personajul tău. Băi, și a fost o repetiție în care am stat și am ascultat zicea, bă, nu ne mai înțelegem cu el, e tot timpul supărat, e tot nu știu cum. Băi, și cumva s-au rezolvat, am zis, băi, așa e, pentru că eu în relația cu ăla, eu așa trebuie să fiu cum mi-a spus el, ăla, cum vorbește ăla despre mine. Băi, și s-au rezolvat niște lucruri și mi-am gândit, bă, ce simplu. Doar trebuie să asculți câteodată. Da. Știi? Deci că noi ne închipuim ceva despre personajul nostru și ne ducem. Și zice, nu, stop, e mult mai simplu. Adică ți-a fost mai limpede harta relațiilor interumane. Da. Cumva, nu? Cum, de exemplu, tot așa, odată cu Victor Ioan Frunză, mamă, deci aia iarăși a fost așa, o lecție de... Eram la Cluj. Nu, eram la Timișoara și eram tot așa, personajul scria că e supărat, e nu știu ce, și eram...
Și zice, bă, tate, ce îl faci așa supărat? Păi da, așa scrie că aici că e supărat. Și am zis, bă, și îmi zice Victor, bă, orice om supărat, mai, când e la toaletă, e fericit. Mai dul și la toaletă. Băi, și așa e. Înțelegi? Adică, ca să aibă rost și valoare, supăratul tău, trebuie să-l vezi, să-l vezi. Un contrapunct, da. Da, un pic, da, da. Dar astea le înveți, știi, cu astfel de oameni. Cu... Deci ai avut parte de întâlniri minunate. Da. Să... Oameni care ți-au spus, da, fă așa, da? Da, nu, pic, de... îmi amintesc și cu Sanda Manu, am avut o întâlnire, era... Ciudat a fost. Când am învățat ce înseamnă să primești, să dai, să primești, să dai. Tot explica, făceam o noapte, visul unei nopți de vară. Și la un moment dat, nu știu de ce, pe mine, pentru că venise la Timișoara, dar pe mine mă luau cumva ca exemplu, pentru că mă știa de la niște workshop-uri cu Penciulescu, am mai, aveam o relație așa cu ea. Și tot timpul când vrea să exemplice, zicea, Pavel, vine-o cu acea, nu știu ce. Pa, mă. Bine, era foarte bine că te punea în gardă, dar tot timpul trebuia să fie așa, știi? Da. Și când te dă și ca exemplu, îți dai seama că ceilalți dă-l dreacului de bă, ce să zic, numai asta există pe planetă. Nu conta, da? Eu am zis, bă, da, cum, știi, nu pot să zic, nu, doamnă, mai luați-l și pe... Nu, dacă... Și la un moment dat zice, și știu că era așa un moment în care îmi zice Sanda Manu, ia, tu te explica cuiva, eu îți dau, tu dai mai departe, tu primești, eu... Și ăla zice, adică, și zice, Pavel, vine-o încă, ia, dă-mi o palmă. Bă, doamna, Sanda, nu, dă-mi o palmă. Nu, mă, și-mi dă ea una. Oh. Acum ce, dă-mi înapoi. Oh. Bă, și mai tare. Băi, și a fost așa o chestie în care... Și mi-a zis, uite așa, tu dai. Mamă, deci a fost fracțiuni de secundă au fost. Cred că în 2-3 secunde s-a terminat și aia. Dar a fost o chestie între asta în care ea m-a provocat, mm-hmm. Eu am reacționat și... Deci a fost... Și aia a fost o lecție. Și mi-a zis, uite așa e în teatru. Tu dai, îmi dai. Crește-mă așa. Înțelegi? Nu te duci singur ca năluc, adică nu mai există parteneri în jurul tău. Nu, pentru că cu cât e mai bun partenerul tău, cu atât ești mai bun și tu. Mm. Și suntem mai buni cu toți. Înveți. Eu dau, tu dai, da. E un pic prea la propriu, dar da. S-ar putea spune în 2024. Eu îți dau, tu îmi dai înapoi, știi? Adică, și ideea e foarte important să asculți. E în teatru, ascultatul, înțelegi, face mare lucru. Să asculți. Să asculți ce spune regizorul, să asculți în jur, să asculți. Pentru că te ia câteodată ești prea... Și dai cu piciorul la niște lucruri, multe. Și zici după aia, dar de ce nu mi se rezolvă, de ce nu pot să fac? De pentru că, știi, vorba aia, mai trebuie să mergi și la toaletă. Deci fiți un pic atenți la lumea din jur. Na, cam asta ar fi ideea, cred. Mă rog, ideea. Zici că suntem la ideea, fiți atenți la o idee. Când erai tânăr în facultate, ne zicea Marius Bodoghi, era profesor, și zicea, băi, meseria asta se fură, meseria asta. Mă gândeam, ce dracu, cum se fură? Mă, te duci la teatru, ei, știi cum, îl fur pe actor și îl bagi în buzunar. Știi, nu le înțelegea astea. Sau zicea, uitați-vă în jur, uitați-vă la personaje, uitați-vă la oameni, uitați-vă la tipologii. Multă vreme nu înțelegeam chestia asta. Și mă uitam și ziceam, na, merge strâmb, na. Și după aceea, opa. Și când aveam un rol, zice, bă, îmi amintesc cum era ăla, cum șchiopăta. Uite, aș băga șchiopătatul ăla în chestia asta. Înțelegi? Asta însemna, de fapt, să te uiți la ticuri, la încruntături, la o privire, la un gest, la un gest. Știi? Adică, la asta e. Uită-te în jur și vei vedea. Uită-te la copii, cât înveți. Eu, de exemplu, de la copiii mei, am învățat enorm de multe lucruri. Enorm de multe lucruri. Adică, da, e bine. Uită-te, da, în general. Dar nu prea avem răbdare, că mama măsii de societate așa ne grăbește. Și vreau să te mai întreb despre Vocea României, despre noul sezon. Da. Ați început deja filmările? Am început, deja le-am și terminat. Le-am și terminat. În sensul că alea înregistrate le-am terminat. Uite, alaltă am filmat knockout-urile. Acum mai avem live-urile. Am înțeles. E la fel de mult o distracție ca întotdeauna, presupun. Tu te simți în elementul tău ca întotdeauna. Da. E bine. Am văzut bine, la mine ăsta perioada, cum să zic eu, întoarcerii scaunelor, la mine e un pic mai încordată, pentru că la mine vin toți susținătorii. Eu trebuie să țin cu toată lumea. Știi? Okay. Și atunci cumva se pune presiune, câteodată emoțiile celor care susțin concurenții sunt mult mai mari decât presiunea decât ale concurentului. Da. Presiunea pe care o pun aceștia e mult mai mare și atunci eu trebuie cumva să gestionez toate astea, trebuie să fiu tot timpul în priză, adică mă consumă mult și perioada. Și imparțial cumva. Da. Nu să fiu, tocmai că eu trebuie să fiu eu sunt cu toții. Antrenorul poate să decidă, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Da, dar eu îi susțin pe toți, indiferent de cât de buni sau nebuni sunt.
Asta spun, chiar dacă da. Poate nu. În forul tău interior tu l-ai preferat pe unul, dar nu poți să-l alegi nu și poți, să-l favorizezi. Pentru că tu, știi, care, tu știi ce faza, e ca la România au talent, știi ce facem acolo. Noi, de fapt, ne punem în situația acelui om care vine săracul, căcat pe el, emoționat, știi cum e, nu mai poate și tu zici, păi, calm. Să știi că ai făcut mare lucru, că ai venit până aici. Bă, să ai curaj, că nu știu câți avem curaj să ne arătăm în față. Știi că nu sunt doar aia 600 care sunt în sală. În fața televizoarei mai sunt 2 milioane. Și a doua zi poate cineva poate să vorbească frumos sau mai frumos, mai puțin frumos despre ei. Și atunci normal că presiunea e mare. Și noi trebuie să-i facem ca în alea 2 minute, 3 minute să dea tot ce au mai bun. Și atunci normal că ești lângă el și vrei să iei emoțiile sau să le faci constructive, să-l susții, să încurajezi, bă, că e bine ce a făcut. Că indiferent sau după, dacă nu i-a mers bine, să zici, băi, nu stai pe aia, hai să învățăm din asta. Ce a fost, că trebuie să-l faci să realizeze, normal că el e dezamăgit, dar trebuie să-l faci să realizeze ce a greșit. Că eu zic, bă, fii atent, dacă ce ți-au zis jurații, antrenorii, pui la cap, faci chestia asta, poate că la anul vei fi mult mai bun. Pentru că eu le tot zic la Vocea României, de exemplu, am niște întâmplări, iarăși niște lecții de viață care ne-au fost date de către concurenți, în care, știi, sunt unii care vin, nu întorc niciun scaun, pleacă supărați, amărâți pe viață, dar uite, după aia stau acasă, conștientizează, bagă la cap ce le-au spus antrenorii, se pregătesc mai bine și uite, și au venit după 2-3 ani, au întors 4 scaune și au și câștigat Vocea României. Wow. Deci, mai mare, cum să zic eu, lecție de atâta, știi? Da, el da. Prima dată venind și ne-ntorcând niciun scaun. Da, de anduranță, de... Da. Cumva de... Cum, de exemplu, iarăși, nu înseamnă că cine întoarce 4 scaune la Vocea României și câștigă Vocea României. Nu. De obicei, cei care câștigă Vocea României, cei care învață, cei care se deschid, cei care, cum să zic eu, se lasă ca un burete. Știi? Da. E foarte important. Pentru că vocea trebuie să înțelegi, mai ales acolo înveți foarte mult. Sunt niște oameni cu o experiență colosală în industria asta și care îți vor binele. Adică nimeni nu-ți vrea rău acolo. Tu doar trebuie să nu fii atât de știi, pe drumul tău. Nu, că eu știu cum e mai bine. Nu. Permiteți ca în acele zile la Vocea României să nu fii cel mai deștept. Să nu știi cel mai bine. Permiteți să fii prost. O să încerc să țin cont de asta, da. Înțelegi? Da. E și în teatru, crede-mă, e așa. Care e partea ta preferată de acolo? Care e chestia care îți place cel mai mult? Nu știu, poate există, poate asta, știi? Nu, mie îmi plac live-urile. Mie îmi plac live-urile pentru că de ce? E o chestie dintre asta, e ca în teatru, e, cum să zic eu, energie imediată. Dai publicul, știi când începe, știi când se termină, acolo trebuie, ți se spune în cască, vezi, oprește-l pe Horia că intră publicitatea, trebuie neapărat să intre publicitatea, dar noi suntem în mijlocul unei discuții, tu trebuie să rezolvi aceste lucruri, pentru că unele lucruri care intră acolo, sau gata, vorbesc prea mult ăla, dar tu nu poți să zici, bă, taci din gură că vorbești, da, cu diplomație, trebuie cu tact. Dar mie mi se zice, vezi că vin știrile, vezi că nu știu ce, vezi că încă n-a intrat sau mai sunt alea, vezi că încă nu-i pregătit concurentul ăla, că încă ceva nu știu mai, ce, vorbește, du în zona aia. Adică mie chestia asta îmi place enorm. După 4 ore de live, când se dă stop, sunt rupt. Deci parcă zici că am condus la Formula 1. Sau... Deci sunt rupt, dar îmi place enorm de mult. Deci dormi în noaptea aia neîntors? Da, sunt. N-ai sunt, nicio problemă cu somnul în noaptea aia, cu siguranță? Nicio problemă, dar îmi plac live-urile, mor după live-uri. Are tot sensul. Da. Are tot sensul din lume ce Dar, zici. Știi, îmi place după aia să mă uit. Și normal că la Vocea României cele mai interesante, cum e și la România, au sunt primele audiții. Alea, întorsul scaunelor sau când vin la România, deci nu știi ce va face. Cântă, nu cântă, știi? Alea și de multe ori spun că ai și surprize, adică nu poți să-ți dai seama mereu ce va face omul în funcție de cum arată. De multe ori e... Multe surprize. Și îmi place să fiu surprins. Și e mișto să te lași să fii surprins. E mișto. Bine, acolo nici n-ai cum altfel, presupun că sunt atâtea, sunt surprize în cascadă. Măi, eu sunt un fericit. Eu, gândește-te că, eu la un moment dat ziceam cu Smiley, cu Andrei, ziceam, bă, tu îți dai seama că oamenii ăștia au atâta încredere în noi și noi suntem ca la grădiniță. Adică ți se permite să fii într-un show de maximă audiență, să faci ca toate alea. Să fii copil, să fii nebun. Mamă, e o defulare senzațională. E o defulare senzațională. Da, e bine.
Noi am cam ajuns la final, da? Știi, da, păi n-ai și tu treabă, n-ai un pic de treabă. Da, eu am spectacol în seara asta, așa e, da. Adică da, eu aș mai stau, eu a intrat publicul, da, a intrat publicul. Gata, păi hai. Da. Na, bun, da. cam ajuns la final și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag. Și că te-ai deschis. Adică am fost inteligibil, știi? Da, mă, nu ca sigur, doar acolo trebuie să-mi spui ce ai spus la partea în maghiară. După dăm subtitrare, subtitrare. Da, da, da. Uite, ai cum să zic eu, cameraman. Am om care să-mi spună ce e de făcut acolo cu subtitrarea aia. Da. Nu, dar nu e în jurătură, nu e chiar așa prostie. Și chiar dacă ar fi să acum. Deci, dar se poate pune? Nu, da, se poate. Da, se poate? Da, se poate. A, bine, păi atunci rezolvăm la editare. Bun, am ajuns la... Poți să-ți, dar n-are rost, e ține și de context, știi? Că eu încercam să o valat, adică fără să te uiți, recunoști că pe dosul acestui, cum să zic eu, bărbat, sunt urmele palmelor, mă rog, palmelor tale. Adică sunt ceva de genul ăsta. Adică era o formă de a zice, i-ai dat o palmă peste fund. Și zice, nu, tu recunoști că, știi... Mă rog, e un spectacol de teatru. Deci n-am reușit deloc să ghicesc. Nu. Am fost foarte, foarte departe. Foarte departe. Genul programului... Genul dramă. Programului eșec. Genul programului dramă, da. Așa, am ajuns la finalul... la îndemâna copiilor. Așa. Am ajuns la finalul ediției a 10-a din SEA Streams, podcastul oficial SEA 2024, stagiunea estivală a artelor spectacolului, Constanța. Eu sunt Andrei Bibire și vreau să joc cu Andreea Bibire și să ne facă la designul VIP Alexandru Bibere. Hai să nu uitați să spuneți în comentarii care e cea mai interesantă ediție de până acum și de ce. Lăsați și voi comentarii mai elaborate, nu spuneți doar Pavel Bartoș. Păi Pavel Bartoș, de ce? Nu, Doamne ferește, hai mă că ai avut până acum. Nu, în afară de asta, înțelegi? Asta, nu există, și nu, asta, inclusiv asta. Și suntem la penultima ediție, mai aveam un singur invitat și gata, strângem șandra, mama, vine toamna. Și ne apucăm de stagiunea avem asta. Vorba aia, 11 aici, ca o echipă de fotbal. Păi da, și exact mai trebuie așa. Să intri și portarul, știi? Da. Toți jucătorii de câmp au venit, numărul 10, iată că l-ai avut. Exact. Da, mai avem un singur invitat, așa că stați pe aproape, uitați-vă pe Facebook, pe Instagram. Iată, suntem la finalul ediției a 10-a, am mai zis de 4 ori chestia asta. Până data viitoare, uitați-vă unii la alții. Uitați-vă până data viitoare, uitați-vă unii la alții și la revedere.